27 august, aniversarea 30-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Salutăm prezența conducerii de vârf a țării și a înalților oaspeți prezenți la sărbătoare. Președintele Republicii Moldova, doamna Maia Sandu. Președintele Republicii Polone, domnul Andrzej Duda. Președintele Parlamentului Republicii Moldova, domnul Igor Grosu. Și prim-ministrul Republicii Moldova, doamna Natalia Gavrilița. Ziua Independenței este Ziua Națională a Republicii Moldova. Azi flutură mândru al nostru drapel, poporul unit e prezent la apel. Aici sau pe unde în lumea plecat, el țara slăvește emoționat. Aici sau pe unde în lumea plecat, el țara-și iubește emoționat. Și-n deal și-n vale s-aude de zor, cântare de dor cu refren tricolor. Chiar dacă de-atunci și-n de sul a trecut, independența și soartă și scut. Chiar dacă de-atunci și-n de sul a trecut, independența și soartă și scut. Ne-ndeamnă Ștefan, ne-ndeamnă Ștefan cel mare, ne strază să stăm cu toți la pătare. Onorăm simbolurile naționale ale Republicii Moldova, drapelul de stat, Constituția Republicii Moldova și Declarația de Independență a Republicii Moldova. Să-i uităm ca pe-un vis, pe cei ce istoria țării au scris. La Nistru, în câmp, prin oraș s-au lăsat, cu doile, cu core, cu vers inspirat. La Nistru, în câmp, prin oraș s-au lăsat, cu doile, cu core, cu vers inspirat. Republica Moldova este un stat suveran, independent și democratic, liber să-și hotărască prezentul și viitorul în conformitate cu idealurile și năzuințele sfinte ale poporului în spațiul istoric și etnic al devenirii sale naționale. Moldova ne cere de sunte popor, să facem ceva pentru a ei viitor. Să vină acasă copiii plecați, să fim ca un neam de surori și de frați. Să vină acasă copiii plecați, să fim ca un neam de surori și de frați. Se-ndeamnă Ștefan, se-ndeamnă Ștefan cel mare, de strajă. Ștefan cel mare, să stăm cu toți la votare, cu toți scrie viața de mare. Îndeamnă Ștefan cel mare. Spirite al nostru, îngere de pază,
Dă-ne nouă raza ce veghează în toate, azima poporului și a Mântuitorului, suveranitatea. Peste ochnelor imperii, not în gât în ziua destrămării, spitau călcat în hăinie, Domnul l-a înălțat în ștefănie. Glasul idealului înfrățit cu buciumul ardealului, Basarabă, inima românului, vrabătând umbrăvile Cosminului. Sfaturile cui un roc amar ne țin sătui. Demnitatea-i până învierii, una-i țara, unu-i sfatul țării. Spirite a nostru prin cere de de paz, de ne
fi fost, a fi fiind, nu e decât o diferență de timp. A fi este important ca simțire și ca împlinire. Să fim împreună. Sărbătoarea națională, Ziua Independenței Republicii Moldova. Invităm în scenă conducerea de vârf a țării și înalții oaspeți. Excelența sa, președintele Republicii Moldova, doamna Maia Sandu. Excelența sa, președintele Republicii Polone, domnul Andrzej Duda. Excelența sa, președintele Parlamentului Republicii Moldova, domnul Igor Grosu. Și excelența sa, prim-ministrul Republicii Moldova, doamna Natalia Gavrilița. Excelența sa, Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, comandant suprem al Forțelor Armate. Excelențe, onorată asistență, dragi concetățeni, astăzi țara noastră împlinește 30 de ani de la proclamarea independenței. Declar deschisă ceremonia festivă de inaugurare a sărbătorii naționale cu această ocazie. La mulți ani, Republica Moldova! Onorăm imnul de stat al Republicii Moldova! Excelența sa, Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, comandant suprem al Forțelor Armate. Excelență, dragi concetățeni, astăzi este o zi importantă pentru noi toți. Astăzi vreau să urez la mulți ani tuturor cu prilejul zilei noastre naționale. Ani frumoși, bogați, ani de împlinire. Aniversarea ne oferă un prilej de a celebra reușitele acestor 30 de ani, dar și oamenii care și-au dăruit harul și energia pentru ca țara noastră să fie mai bună. Sămânța libertății noastre a încolțit în mișcarea de renaștere și eliberare națională a Moldovei,
care a întrunit oameni curajoși și visători, medici, profesori, agricultori, jurnaliști, ingineri, scriitori, istorici, uniți de dorința de a lupta pentru dreptatea națională. Oamenii au îmbrățișat cu mult curaj șansa de a-și revendica identitatea națională și de a o celebra fără rezerve în limba noastră, limba română cu alfabet latin, recuperată, la fel ca și simbolurile naționale, după decenii de interdicții și cenzură. Am vrut atunci să trăim demn la noi acasă. Asta vrem și acum. Locul din care vă vorbesc astăzi are o încărcătură simbolică aparte pentru devenirea țării noastre. Aici s-au întrunit moldovenii la mari adunări naționale în momente de cumpănă. Datorită energiei creatoare a celor adunați în această piață, dar și a credinței lor în țara lor, pe 27 august 1991, Parlamentul a îndeplinit voința marii majorități a oamenilor și a votat Declarația de Independență a Republicii Moldova. Am pășit pe calea independenței plini de speranțe și entuziasm. Ne-am dorit o țară liberă pe care să o guvernăm singuri. Dar școala independenței a fost și grea și scumpă. Entuziasmul începutului s-a lovit de brutalitatea tranziției. Ne-a lipsit experiența bunei guvernări, reguli clare și instituții puternice. Dar cel mai mult ne-a lipsit unitatea. O viziune comună, agreată împreună, despre ce vrem să facem noi cu Moldova noastră. Lipsa de viziune și de unitate ne-a adus guvernări irresponsabile, profitoare, care s-au preocupat mai mult de propriile buzunare. A crescut corupția și odată cu ea distanța dintre cei îmbogățiți peste noapte și oamenii cinstiți. Proiectele de țară au fost abandonate. Loviți de sărăcie și deznădejde, moldovenii au început să plece. Țara aproape s-a golit, pentru că oamenii au fost forțați să-și caute un trai mai bun în altă parte. Acesta este prețul amar pe care îl plătim pentru greșelile noastre. De aceea, cel mai important obiectiv pe care îl avem astăzi este să facem în așa fel încât oamenii să aleagă să trăiască în Republica Moldova. Uniți cu o viziune clară și o guvernare responsabilă, putem face acest lucru. În 30 de ani nu am reușit să construim un stat de drept. Unii oameni își caută dreptatea cu anii și nu o găsesc. Alții sunt mai presus de lege, nu răspund pentru faptele lor. Legi drepte pentru toți. Asta își doresc cetățenii Republicii Moldova. Odată cu independența, am trăit și drama unui conflict armat, care a lăsat sechele în sute de familii din țara noastră și o fractură pe trupul țării, de-a lungul cursului râului Nistru. Să apreciem curajul veteranilor și să cinstim
memoria eroilor căzuți la Nistru în lupta pentru apărarea independenței Republicii Moldova. Să ținem minte sacrificiul lor suprem adus patriei și să facem tot ce ne stă în puteri pentru a nu mai admite vărsare de sânge pe pământul nostru. Oricât de greu ne-a fost, Republica Moldova a rămas o țară democratică, o țară care își prețuiește libertatea. Moldovenii au respins dictatura, nu au permis nimănui să le fure libertatea. Aceasta este probabil cea mai mare realizare a noastră. În acești ani am învățat valoarea votului și importanța unei guvernări responsabile. Societatea s-a maturizat. Nu am devenit prizonierii corupției și incompetenței. Soarta noastră este în mâinile noastre. Astăzi noi decidem drumul către următorii 30 de ani și îl vom începe cu reclădirea statului și transformarea instituțiilor. Dragi cetățeni, guvernarea vă propune un nou proiect de țară. Vă propunem să construim instituții publice cu reguli clare care vor lucra pentru oameni. Vă invit să lucrăm împreună, să facem echipă între stat și cetățeni. Avem acum oportunitatea de a pune umărul cu toții la un proiect național de curățare și consolidare a statului, ca să avansăm pe drumul spre prosperitate și integrare europeană. Vom începe de la temelie, de la restabilirea dreptății. Vom construi un stat de drept, cu instituții puternice, cu o justiție adevărată. Vom învăța cu toții să respectăm legea, să avem încredere unii în alții, să înțelegem că averea statului este averea noastră și că trebuie protejată. Astfel vom crește încrederea în țara noastră, vom aduce investiții, vom crea locuri de muncă, vom dezvolta o economie puternică. Vom avea grijă de oameni. Veniturile cetățenilor trebuie să crească. Pensiile trebuie să crească. Trebuie să fim solidari cu cei care au mai puțin. Succesul nostru ca societate nu se va măsura în câți milionari avem în țară, ci în creșterea numărului celor care nu se mai tem pentru ziua de mâine. Noi nu avem resurse naturale. Nu avem mari piețe de desfacere în țară. Nu avem resursele noastre energetice. Dar avem oameni muncitori și talentați. Ne avem unii pe alții. Oamenii sunt bogăția Moldovei. Vom oferi celor de aici speranța în ziua de mâine și vom crea condiții pentru revenirea celor plecați. Celor din diasporă le spun, știu cât de mult vă pasă de țara noastră. Numai gândiți-vă ce lucruri mari am putea construi dacă am fi fost cu toții acasă. Vom investi în educație și cercetare pentru a oferi oamenilor noștri ocazia de a crește și a inova aici acasă. Vom construi școlile, vom reconstrui școlile și spitalele. Vom aduce infrastructură modernă în comunitățile noastre. Vom sprijini autonomia administrației publice locale. Așa combatem sărăcia, așa creăm oportunități pentru oameni acasă. Republica Moldova este casa tuturor cetățenilor ei, indiferent de limba pe care o vorbesc aceștia. Este casa
celor de la nordul țării și celor de la sudul țării. Este casa celor de pe malul drept al Nistrului și a celor de pe malul stâng. Vom lucra pentru ca țara noastră să fie prosperă, liberă și reîntregită. Vom merge cu pași fermi pe calea integrării europene. Locul Republicii Moldova este în familia statelor europene. Integrarea europeană este calea cea mai firească de dezvoltare pentru țara noastră. O cale ce va aduce prosperitate și securitate cetățenilor. Moldova e o țară mică ce depinde în mare măsură de relațiile pe care le construiește cu alte state și organizații internaționale. Vrem să dezvoltăm relații strânse de prietenie bazate pe încredere și respect reciproc cu țările vecine, cu partenerii noștri și cu celelalte state ale lumii. Independența înseamnă și capacitatea de a avea prieteni cu care ne ajutăm la nevoie, cu care dezvoltăm proiecte comune în beneficiul cetățenilor, cu care sărbătorim aniversări importante ca ziua de azi. Apreciez mult gestul de prietenie al președintelui Poloniei, dar și al președinților României și Ucrainei, care sunt în drum spre Chișinău, și întârzierea este datorată ceții. Aveți toată recunoștința mea pentru acest gest și vă asigur de prietenia noastră sinceră. Republica Moldova își dorește să devină un factor de stabilitate pentru regiunea noastră, care se confruntă cu probleme complexe. Vom fi un promotor al dialogului și păcii, al soluțiilor diplomatice, al compromisului pașnic în interesul oamenilor. Vom avea o politică externă proactivă și previzibilă. Vom participa constructiv și înțelept în dialogul global. Avem ce oferi lumii. Cu decență și fermitate ne vom apăra valorile și interesele noastre naționale. Aceasta este viziunea noastră despre viitorul Republicii Moldova. Viziune împărtășită de cetățeni. Această viziune ne permite să reconstruim statul și instituțiile pe baze corecte, democratice și inclusive. Cel mai important lucru pentru mine, ca președinte, este să arătăm oamenilor că schimbarea în bine este posibilă și că guvernanții sunt în slujba interesului public. Îndeplinirea acestei viziuni este datoria noastră față de înaintașii luptei pentru independență și e făgăduința pe care o facem copiilor noștri. Să le oferim copiilor confort, prosperitate, o casă grijulie și comodă în care ei să se simtă bine și să-și realizeze visele. Iată promisiunea noastră pentru următorii 30 de ani. Dragi concetățeni, poate că cei care au votat declarația de independență acum 30 de ani și-au imaginat un alt fel de parcurs pentru statul pe care l-au creat pe 27 august 1991. E drept că am făcut greșeli în acești ani, dar fiecare greșeală a fost o lecție care ne-a ajutat să ne găsim calea. În loc de regrete, alegem să progresăm, să ducem mai departe speranțele și încrederea care au stat la temelia declarării independenței și continuă să ne ghideze pe fiecare. Astăzi știm ce avem de făcut. Ne iubim țara. Vrem să trăim bine pe acest pământ roditor.
noi, urmașii noștri, urmașii urmașilor noștri. Vrem ca satele și orașele noastre să fie din nou pline de oameni. Am încredere în viitorul țării noastre, pentru că am încredere în oamenii Republicii Moldova. Moldova are de spus o poveste frumoasă, o poveste a renașterii și unității, a curajului de a visa, care ne va lumina calea în anii ce vin. Să putem spune cu mândrie, m-am născut în Moldova, te invit să-ți arăt cât de frumoasă este țara noastră. La mulți ani, dragi moldoveni! La mulți ani, Republica Moldova! Doamnă președinte, vă mulțumim! 27 august, Ziua Națională a Republicii Moldova. 30 de ani de la proclamarea independenței. Parada militară prilejuită de cea de-a 30-a aniversare de la proclamarea independenței Republicii Moldova va începe în câteva clipe. Dispozitivul de defilare va include formațiuni de paradă constituite din militari ai Ministerului Apărării Republicii Moldova și subdiviziuni ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. În spiritul tradițiilor naționale și conform ceremonialului militar protocolar, drapelul de stat al Republicii Moldova, drapelul de luptă și steagul domnesc al Marelui Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt vor fi introduse în Piața Marii Adunări Naționale de către militarii din cadrul companiei Garda de Onoare a Armatei Naționale, care urmează să defileze în fruntea formațiunilor de paradă. Aici, Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale. Începe parada militară consacrată aniversării a 30-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Grupele port drapel introduc în Piața Marii Adunări Naționale drapelul de stat al Republicii Moldova, drapelul domnesc și drapelul de luptă al domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt.
Această nobilă misiune le-a revenit militarilor gărzii de onoare a Ministerului Apărării, subdiviziune care timp de 30 de ani asigură desfășurarea activităților oficiale ale Republicii Moldova. Grupul este condus de locotenent colonelul Vasile Ojoga. Drapelul de stat este purtat de către soldatul clasa 1 Cristian Tăbârță, care pe parcursul a 5 ani de serviciu militar a fost portdrapelul drapelului de stat la circa 200 de activități. Iar acum, doamnelor și domnilor, salutăm prezența în Piața Marii Adunări Naționale a înaltor oaspeți care s-au reținut din cauza intemperiei. Invităm în scenă excelența sa, președintele României, domnul Klaus Werner Iohannis. Drapelul de stat aprobat de Parlamentul Moldovei la 27 aprilie 1990 este simbolul oficial al suveranității și independenței Republicii Moldova, iar steagul domnesc și drapelul de luptă sunt replicile steagurilor domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. Pe aceste drapele este imprimat chipul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, ocrotitorul Moldovei și al armatei acestuia. Sub aceste drapele, Marele Voievod a luptat și a biruit în zeci de bătălii, apărând credința ortodoxă, independența și integritatea țării noastre. Astăzi, la parada militară din Piața Marii Adunări Naționale, participă 900 de militari din cadrul Ministerului Apărării, 70 de veterani ai Forțelor Armate și 450 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne. Parade! Valneț! Drept! Pentru defilare! Pentru umanități! Onor spre dreapta! Distanța doi jolnieri! Înainte! Marș!
Parada militară este condusă de comandantul Armatei Naționale, generalul de brigadă Igor Gorgan, cavaler al Ordinului Credință Patriei, decorat cu medalia Meritul Militar și alte distinții înalte ale Statelor Unite ale Americii și organizațiilor internaționale NATO, OSCE. La fel, generalul de brigadă Igor Gorgan a participat la misiunea NATO din Bosnia și Herțegovina, misiunea sub egida OSCE din Georgia, precum și în operațiunea post-conflict de restabilire a Irakului. Numele generalului de brigadă Gorgan este introdus în galeria de onoare a absolvenților Colegiului de Comandă și Stat Major din statul Kansas, Statele Unite ale Americii. Prin piața Marii Adunări Naționale trece formațiunea veteranilor forțelor armate, constituită din veterani de război și veterani ai serviciului militar. Formațiunea veteranilor, 70 la număr, este condusă de colonelul Anatolie Kociuk, cavaler al Ordinului Ștefan cel Mare, acordat pentru curaj și vitejie în timpul luptelor pentru integritatea teritorială, suveranitatea și independența Republicii Moldova. În rândurile formațiunii se află cot la cot participanții la războiul de pe Nistru din vara anului 1992, războiul din Afganistan, conflictele militare din Africa, Asia Mijlocie, Transcaucazia și Orientul Mijlociu, participanți la lichidarea consecințelor catastrofei de la Cernobâl și Novaia Zemlea. Dintre aceștia, 6 veterani au fost decorați cu Ordinul Ștefan cel Mare, 17 cu Ordinul Credință Patriei, 3 cu medalia pentru vitejie, 14 cu medalia Meritul Militar și 19 veterani cu distinții ale altor state. Slavă veteranilor! Slavă apărătorilor patriei! În fața dumneavoastră defilează formațiunea Ministerului Apărării și Marelui Stat Major al Armatei Naționale, condusă de generalul de brigadă Mihail Bucliș, cavaler al Ordinului Credință Patriei. 80% din ofițerii Armatei Naționale sunt absolvenți ai celor mai prestigioase instituții de învățământ militar din diferite state ale lumii. Circa 50% din ei au experiența participării la misiuni internaționale de menținere a păcii sub egida ONU sau OSCE din Irak, Liberia, Coasta de Fildeș, Federația Rusă, Georgia, Bosnia și Herțegovina și din alte zone de conflict. Urmează formațiunea Academiei Militare a Forțelor Armate Alexandru cel Bun, unica instituție de învățământ militar superior din Republica Moldova, înființată în 1992. Superiorul formațiunii, rectorul Academiei, colonelul Anatolie Bucuci, este decorat cu medalia Meritul Militar. Pe parcursul celor 30 de ani de experiență, Academia a pregătit peste 2100 de ofițeri pentru toate componentele forțelor armate. Absolvenții Academiei ocupă posturi cheie atât la funcții de conducere a structurilor de forță, cât și în comandamentele unităților militare. A devenit deja o tradiție ca la parada militară să defileze o formațiune de femei militare din cadrul Armatei Naționale. Conduce formațiunea locotenent colonelul Iulia Batista, participantă la 2 misiuni internaționale de menținere a păcii sub egida ONU din Republica Central Africană și la multiple exerciții militare naționale și internaționale. În piață defilează formațiunea Brigăzii 1 Infanterie Motorizată Moldova, decorată cu Ordinul Credință Patriei. Militarii Brigăzii primii au depus jurământul de credință țării și poporului său la 10 aprilie 1992, intrând în luptă pentru apărarea independenței, suveranității și integrității Republicii Moldova. Conduce formațiunea comandantul Brigăzii, colonelul Ilie Ciocoi, cavaler al Ordinului Credință Patriei. Urmează formațiunea Brigăzii 2 de Infanterie Motorizată Ștefan cel Mare, decorată cu Ordinul Credință Patriei. La baza formațiunii, la baza formării acestei unități militare au stat militarii care au luptat pentru independența țării pe platoul de la Coșnița. Conduce formațiunea comandantul Brigăzii, colonelul Andrei Șram, cavaler al Ordinului Credință Patriei.
În fața dumneavoastră defilează formațiunea Brighezii 3, infanterie motorizată Dacia, decorată cu Ordinul Credință Patriei. În fruntea formațiunii este comandantul Brighezii, colonelul Nicolae Caisin, decorat cu medalia Meritul Militar. Unitatea militară dislocată în sudul țării noastre are o istorie glorioasă și tradiții militare frumoase. Efectivul Brighezii, cu dăruire de sine, a participat la lichidarea consecințelor calamităților naturale și a oferit sprijin populației civile afectate de stihie. În berete de culoarea cerului, cu pas de defilare, trece formațiunea Batalionului 22 de menținere a păcii Căști Albastre, comandant al căreia este locotenent colonelul Ion Coțofană. Unitatea are misiunea de a pregăti militari pentru participare la operațiuni de menținere a păcii și misiuni cu caracter umanitar. Militarii acestei unități au fost primii care au participat în cadrul misiunilor sub egida Organizației Națiunilor Unite, astfel plasând Republica Moldova în rândul țărilor furnizoare de pace și securitate la nivel mondial. Continuă parada formațiunea Batalionului cu destinație specială Fulger al Armatei Naționale, decorat cu Ordinul Credință Patriei. În fruntea acesteia se află comandantul de batalion, locotenent colonel Ion Ojoc, cavaler al Ordinului Credință Patriei. Forță și onoare în aer și pământ este divizia batalionului, sub care acesta a activat de-a lungul anilor. În Piața Marii Adunări Naționale defilează formațiunea Academiei Ștefan cel Mare a Ministerului Afacerilor Interne, decorată cu Ordinul Ștefan cel Mare. În fruntea acesteia se află comisarul șef Valeriu Șargarovski. Sloganul instituției este Învățăm servind patria. Academia Ștefan cel Mare a fost fondată în septembrie 1990, devenind prima componentă a Ministerului, căreia i-a fost atribuită denumirea de Poliție. Coloana de paradă continuă cu formațiunea Brigăzii de Poliție cu destinație specială Fulger a Inspectoratului General al Poliției, decorată cu Ordinul Ștefan cel Mare. Sloganul acestei unități este Credință Patriei. Formațiunea este condusă de către comandantul Brigăzii, comisar șef Cazimir Trocin. Brigada de Poliție cu destinație specială Fulger a fost creată la 5 decembrie 1991, marcând astfel 30 de ani de activitate. Formațiunea Inspectoratului General al Poliției din cadrul Ministerului Afacerilor Interne trece acum în marș pe lângă tribunele oaspeților de onoare. Formațiunea este condusă de comisarul șef Constantin Țurcanu. Sloganul unității este Împreună pentru o societate mai sigură. O filă importantă a istoriei Poliției Republicii Moldova constituie participarea la acțiunile de luptă din stânga Nistrului pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova. În fața dumneavoastră defilează formațiunea Inspectoratului General de Carabinieri ai Ministerului Afacerilor Interne. Aceasta este condusă de către colonelul Viaceslav Pogoja. Sloganul unității este Patrie, Lege, Onoare. Instituția este decorată cu Ordinul de Onoare și Ordinul Credință Patriei. Prin fața tribunei trece formația Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. Formațiunea este condusă de către comisarul Eugen Moldovan. Abordări moderne pentru o frontieră sigură este sloganul după care se conduce Poliția de Frontieră. Această structură din cadrul Ministerului Afacerilor Interne își exercită atribuțiile și implementează politica statului în domeniul managementului integrat al frontierei de stat, precum și domeniul managementului integrat al frontierei de stat, precum și prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere. În continuare, în atenția dumneavoastră, defilează formațiunea de paradă a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne, condusă de către Maiorul Serviciului Intern, Alexandru Susarenko. Un exponent al dedicației, un exemplu de umanitate și profesionalism este sloganul Devotament, Curaj și Sacrificiu. Misiunea non-stop a salvatorilor și pompierilor este lupta cu dezastrele. Vă prezint onorul militarii gărzii de onoare a Ministerului Apărării, cartea de vizită a Republicii Moldova. Comandantul formațiunii este capitanul Vitalie Josan, cavaler al Ordinului Credință Patriei. Drapelul de stat este purtat de locotenentul Ion Mitișov.
În palmaresul acestei unități sunt multiple participări la paradele militare din Bulgaria, Franța, Lituania, România, Federația Rusă, Ucraina. Purtând cu demnitate drapelul Republicii Moldova, militarii gărzii de onoare sunt cei care primii întâmpină persoanele oficiale, participă la ceremonii de acreditare a ambasadorilor, înmânarea distincțiilor de stat, depunerea florilor și dezvelirea monumentelor. Doamnelor și domnilor, onorată asistență, salutăm prezența și invităm în scenă înalții oaspeți care abia acum au ajuns la noi din cauza intemperiei. Invităm în scenă excelența sa, președintele Ucrainei, domnul Volodymyr Zelensky, excelența sa, prim-ministrul Ucrainei, domnul Denis Șmihal. Asistență. Orchestra întrunită a garnizoanei Chișinău este formațiunea care încheie parada militară consacrată aniversaria 30-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Doamna președinte, înalți oaspeți, onorăm simbolurile naționale ale Republicii Moldova, drapelul de stat, Constituția Republicii Moldova și Declarația de Independență a Republicii Moldova. Orchestra întrunită a garnizoanei Chișinău este formațiunea care încheie parada militară consacrată aniversaria 30-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Orchestra întrunită este constituită din Orchestra Prezidențială a Republicii Moldova, colectiv artistic emerit, orchestrele militare ale brigăzilor 1, 2 și 3 infanterie motorizată ale Armatei Naționale, Orchestra Model a Inspectoratului General de Carabinieri și Orchestra Inspectoratului General al Poliției de Frontieră din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Programul artistic al Orchestrei Prezidențiale cuprinde creații atât din muzica națională cât și din muzica universală. Repertoriul acesteia constituie peste 500 de marșuri și piese muzicale, precum și 104 imnuri de stat ale țărilor lumii. Orchestra Prezidențială a Republicii Moldova este una dintre cele mai cunoscute formații muzicale din țară și totodată unul din cele mai valoroase grupuri care promovează imaginea Republicii Moldova peste hotarele țării, fiind cartea de vizită a Republicii Moldova, o oglindă care reflectă tradițiile și spiritul poporului moldav, în cadrul orchestrei activând 12 artiști ai poporului, 13 maestri în artă și 12 artiști emeriți.
În interpretarea orchestrei întrunite au răsunat marșurile compozitorilor Alexandru Condrea, Nicolae Babin, Gheorghe Butuc, Petru Beregoi, dirijori secunzi ai orchestrei întrunite, comisar șef Andrei Florea, locotenent colonel Oleg Cazacu, maestru în artă, major Artiom Gradinar, maestru în artă, major Andrei Pilipețchi. Prin dirijor militar al orchestrei întrunite este locotenent colonelul Oleg Zatic, maestru în artă. Doamnelor și domnilor, ceremonia festivă de inaugurare a Sărbătorii Naționale Ziua Independenței Republicii Moldova se declară închisă. August 27, ziua independenței Republicii Moldova. Cu acest prilej, în câteva clipe aici, în piața Marii Adunări Naționale, spectacolul folcloric Moldovenii când se strâng. Vă urăm o zi bună și nu uitați să mențineți distanța socială, iar în cazul în care acest lucru este imposibil, vă rugăm să purtați măști.